Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Rodica Cravcenco, urmăriți în continuare cele mai importante evenimente, atât din țară cât și de peste hotare. Vedeți în continuare cele mai importante titluri. NATO este ferm convinsă de dreptul Moldovei de a-și determina propriul viitor și propria politică externă, fără interferențe externe. Afirmația se regăsește în declarația Alianței aprobată în ajun la Vilnius. Parlamentul European a prelungit cu un an măsura de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Timp de 2 zile, la Vilnius, capitala Lituaniei, s-a desfășurat summitul NATO. Vedeți la știri ce decizii au fost luate și declarații au fost făcute în cadrul acestuia. Un stat din nord-estul Statelor Unite a fost afectat de inundații catastrofale. Detalii la știri. NATO este ferm convinsă de dreptul Moldovei de a-și determina propriul viitor și propria politică externă fără interferențe externe și respectă pe deplin neutralitatea constituțională a Republicii Moldova. Afirmația se regăsește în declarația comună a șefilor de state și de guverne din țările Alianței, aprobată în ajun la Vilnius. În document se arată că NATO susține integritatea teritorială a țării noastre și declară întărirea sprijinului politic și practic care vizează întărirea rezistenței Moldovei și menținerea independenței sale politice în contextul securității regionale instabile. Aliații salută eforturile Moldovei de a promova reformele democratice și intenționează să o susțină în procesul de integrare europeană. NATO va continua să ofere asistență practică în cadrul pachetului de capacități îmbunătățite de apărare, în timp ce Moldova lucrează pentru a-și consolida capacitatea de securitate și apărare și pentru a-și moderniza forțele armate. În cadrul summitului care a avut loc pe 11 și 12 iulie la Vilnius, participă și ministrul afacerilor externe al Moldovei, Nicu Popescu. În discursul său, șeful diplomației moldovenești s-a adresat liderilor Alianței, vorbind despre măsurile luate de autorități pentru a contracara provocările de securitate. El a subliniat necesitatea de a lua măsuri pentru a consolida rezistența democratică, economică, energetică și militară. Now it's more important than ever to be standing. Acum este mai important ca niciodată să fim uniți, să fim solidari cu Ucraina și să acționăm ca o familie de națiuni europene pentru a opri acest război și a restabili pacea pe continent. Moldova este pe deplin angajată să consolideze parteneriatele internaționale cu aceste țări și organizații care lucrează umăr la umăr pentru a face Europa pașnică și Moldova puternică. Potrivit lui Nicu Popescu, NATO are un rol primordial în instaurarea păcii în Europa. And of course, NATO is a key organization that... Desigur, NATO este organizația cheie care a reușit să aducă pacea și stabilitatea în Europa și lucrează împreună cu Moldova pentru a menține țara noastră pe o cale pașnică, stabilă. Totodată, președintele României, Klaus Iohannis, într-un interviu înainte de summit, a remarcat că țările membre NATO, inclusiv România, sunt în favoarea unei cooperări strânse cu țara noastră și sunt gata să ofere sprijin în creșterea capacității de apărare, dar și discursurile despre aderarea Moldovei la alianță nu sunt încă posibile. Moldova are în Constituție statutul de neutralitate și atunci când decide să schimbe această postură, chestiunea poate fi pusă în discuție fără nicio problemă. Anterior, președintele Maia Sandu a remarcat în repetate rânduri, inclusiv la platformele internaționale, că pentru a schimba statutul neutru din Constituție și a adera la NATO este nevoie de un consens popular larg, care nu este posibil în prezent. Potrivit unui sondaj de opinie publicat marți, realizat de Institutul pentru Politică și Reformă Europeană, în perioada 13-28 iunie 2023, pe un eșantion de 1120 de persoane, peste 30% dintre respondenți au afirmat că neutralitatea fără investiții în apărare este cea mai bună garanție de securitate a unei țări și peste 60% s-au exprimat împotriva aderării la NATO. Familiile celor două persoane împușcate mortal la aeroportul internațional Chișinău vor primi câte 1 milion de lei din fondul de rezervă al guvernului în calitate de ajutor material unic. O decizie în acest sens a fost aprobată de către Cabinetul de Miniștri. În context, șeful executivului Dorin Răcioan a menționat că urmează decizii dificile, dar necesare după atacul de la aeroport. Conform lui, vineri urmează o ședință cu reprezentanții instituțiilor responsabile.
Am să apreciez încă o dată faptul că sistemul de gestiune a riscurilor, sistemul de identificare, mai bine zis, a riscurilor, a funcționat cum trebuie. El înseamnă că la noi este dezvoltat. Aceste riscuri în raport cu acest criminal au fost identificate, chiar dacă în aeroporturi cu profil de securitate, cu provocări de securitate mai înalte, nu a fost identificat. Noi totuși am identificat că ăsta este un pericol. Mai departe, trebuie să apreciem și apreciez intervenția promptă și profesionistă a patrulii de poliție din aeroport. Totuși avem două persoane decedate și acest lucru trebuie să ne îngrijoreze. Pentru că aceasta este o pierdere, o pierdere mare și o pierdere tragică pentru familii, dar și pentru colegi și pentru noi toți ca și țară. Amintim că pe data de 30 iunie un atac armat a avut loc în incinta aeroportului din Chișinău. Nemulțumit că i-a fost refuzată intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, un bărbat care venea din Turcia, cetățean al Tadjikistanului, l-a atacat pe polițistul de frontieră Serghei Muntean. I-a luat arma și l-a împușcat. Ulterior, atacatorul a mai împușcat o persoană angajată în securitatea aeroportuară, Igor Ciofu. Ambele victime au decedat. Vicepreședintele Parlamentului Mihai Popșoi pune la îndoială faptul că aeroportul internațional Chișinău trebuie să rămână în continuare sub controlul statului. Oficialul spune că ar fi oportun ca portul aerian al țării să fie dat în concesiune unui agent economic responsabil din Uniunea Europeană. Firește că statul nu prea are treabă să administreze o asemenea entitate importantă, complicată, cum este aeroportul internațional Chișinău, și eu, având viziuni mai degrabă de centru-dreapta, am suficiente suspiciuni vis-a-vis de capacitatea statului în general de a fi un manager eficient în domeniul economic. De aceea, firește că ar fi oportun să fie oferit în concesiune unui agent economic responsabil, serios, din Uniunea Europeană, care are în management aeroporturi mari. Amintim că la data de 23 noiembrie 2022, după anunțarea deciziei Curții de Apel Chișinău de restituire a aeroportului internațional în proprietatea statului, președintele Maia Sandu a felicitat pe pagina sa oficială întreaga echipă care, potrivit acesteia, a muncit pentru întoarcerea aeroportului în proprietatea statului. Prim-ministrul de atunci, Natalia Gavriliță, precum și ministrul justiției din acea perioadă, Sergiu Litvinenko, au spus că autoritățile vor administra cu profesionalism această proprietate a statului și vor asigura dezvoltarea ei în continuare. În Uniunea Europeană și în țările dezvoltate, ca statul să administreze asemenea active complicate, importante, aceste active sunt administrate de companii private care au experiență serioasă, de aceea e cumva de bun simț, dar firește neîncrederea cetățenilor față de procesul de concesionare, cel care l-am avut, este justificată și acum e dificil să convingi cetățenii de oportunitatea unei noi concesiuni. Dar suntem condamnați să o facem, pentru că nu putem păstra un asemenea activ în proprietatea statului la infinit. Trebuie să găsim un concesionar serios. E adevărat, în circunstanțele de astăzi, în stare de urgență cu război la hotar, acest lucru poate fi mai dificil, dar urmează să facem aceste demersuri. Amintim că precedentul concesionar al aeroportului, în replică la decizia Curții de Apel Chișinău, a depus dosar împotriva Moldovei la Curtea de Arbitraj Stockholm. Compania a acuzat autoritățile că exercită presiune asupra acesteia și a cerut despăgubiri în valoare de 855 de milioane de euro. O decizie finală nu a fost încă pronunțată. Guvernul a dat aviz pozitiv proiectului privind Centrul pentru Comunicare Strategică și Combaterea Dezinformării. Potrivit autorităților, crearea centrului este necesară pentru a reduce influența informației rău intenționate asupra proceselor decizionale din Republica Moldova, pentru a dezvolta mijloace de comunicare între stat și cetățean pe probleme de politică internă și externă. Potrivit autorităților, centrul va avea misiunea de a consolida și îmbunătăți eforturile interinstituționale în lupta împotriva dezinformării, manipulării informațiilor și acțiunilor coordonate de răspândirea mesajelor, narațiunilor, comunicărilor, indiferent de originea acestora, care prezintă pericol sau pot prejudicia securitatea națională și periclita realizarea intereselor naționale. Împotriva proiectului a votat doar bașcanul Găgăuziei Irina Vlah.
Împotrivă 1. Abțineri nu sunt. Noi lung timp am ignorat propaganda și dezinformarea, așa că ne-am trezit acum când lucrurile devin complet denaturate și lumea consideră că războiul este justificat, că agresiunea este justificată, că incitarea urii interietnice este ceva normal. Asta, uite unde am ajuns noi. Crearea Centrului pentru Comunicații Strategice și Luptă împotriva Dezinformării nu este altceva decât o încercare a autorităților de a restrânge libertatea de exprimare și de a închide gura tuturor celor care au o altă retorică. Opinia aparține expertului în securitate Valeriu Ostalep. Cu așa zisul patriot, care nu a mai devenit patriot până la urmă, o idee foarte bine gândită, adică l-au numit diferit, nu știu cum, dar se creează un centru care va monitoriza, precum Ministerul Adevărului, ce am spus eu astăzi, ce este adevăr, minciună, informare, dezinformare, nu prea înțeleg. Și-au luat rolul, cine se cred, nu știu, ca să decidă ce e adevărat. În întreaga istorie a omenirii, cele mai bune minți din lume nu au știut ce este bine și ce este rău. Anterior însă, vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Pupșoi, a spus că presa nu trebuie să se teamă de crearea unui astfel de centru. Cu siguranță nici un cetățean de bună credință care respecte legea și care promovează interesul național al Republicii Moldova nu ar trebui să fie frică de această instituție. Cei care au interese meschine... Presa trebuie să se teamă. Cu siguranță nu. Presa trebuie să se teamă cel mai puțin de această instituție. Această instituție are menirea să combată cu adevărat propaganda, influența nefastă din afara țării, vulnerabilizarea Republicii Moldova, încălcarea securității Republicii Moldova. Ori jurnaliștii care își fac treaba, de fapt, contribuie la securitatea națională a Republicii Moldova. Menționăm că atât Mihai Păpșoi, precum și alți deputați ai partidului de la guvernare au refuzat în repetate rânduri invitațiile în emisiunea 7 zile difuzată la postul nostru de televiziune. Societățile cu răspundere limitată din Republica Moldova vor activa în baza unui nou cadru legal, proiectul de lege care reglementează relațiile între asociații fondatorii societăților comerciale, prevede noi posibilități în procesul decizional, mai multe drepturi pentru asociați, precum și simplificarea mai multor proceduri. A fost aprobat de guvern. Reforma SRL va oferi mai multă libertate pentru creștere și dezvoltare, venind cu puține interdicții la nivel de lege. Oricine care dorește să înființeze și să dezvolte o afacere în Republica Moldova trebuie să o facă cu maximă ușurință și fără bariere inutile, a menționat Dumitru Alaiba la ședința de guvern. Proiectul are drept scop de a crește numărul de investitori rezidenți și nerezidenți, creșterea cifrei de afaceri, numărul de întreprinderi active, sporirea încrederii investitorilor, încrederii reciproce și multe alte efecte pozitive. Este un element de bază în obiectivul nostru de a construi o națiune a startup-urilor. Tot la ședința de miercuri, guvernul a ratificat acordul privind construcția podului de la Cosăuți. Astfel, construcția structurii va fi finanțată de Kiev, iar Chișinăul va investi în infrastructura conexă. Ne propunem astfel construcția unui nou pod rutier transfrontalier, care să interconecteze infrastructurile și să permită cetățenilor de pe ambele maluri ale râului Nistru să circule mai liber, dar și mai sigur. Construcția podului va asigura conexiunea rețelei de drumuri prin partea de est a Republicii Moldova la rețeaua de drumuri transeuropene TNT. În baza prevederilor acordului, Guvernul Ucrainei va asigura finanțarea pentru elaborarea proiectului tehnic, dar și construcția propriu-zisă a podului și a infrastructurii conexe pe teritoriul său. Republica Moldova va asigura construcția drumului de acces și a punctului de trecere a frontierei. Cheltuielile pentru construcția infrastructurii rutiere urmează a fi stabilite după efectuarea unui studiu de fezabilitate. Estimativ, lucrările de construcție a podului urmează a fi finalizate până la sfârșitul anului 2025, mai indică sursa. Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare reprezintă interesele tuturor agricultorilor, iar măsurile de subvenționare sunt orientate țintit pentru fiecare categorie. Este reacția instituției după ce postul nostru de televiziune a solicitat un comentariu la nemulțumirile exprimate de Asociația Forța Fermierilor față de programul de subvenționare în agricultură pentru anul 2024. Potrivit Ministerului de Profil, în total vor fi disponibile 7 regulamente de subvenționare.
Săptămâna trecută a fost aprobat regulamentul privind măsurile de subvenționare în avans. Un producător care se încadrează în categoriile micro, mici sau mijlociu va putea beneficia de până la 4 milioane de lei pentru îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii economice rurale, înființarea plantațiilor, modernizarea exploatațiilor zootehnice, transferul de cunoștințe, inovare și formare. Pentru tinerii fermieri, femeile fermieri, migranții reveniți sau cei care gestionează gospodării țărănești, statul prevede subvenții majorate cu 10-15%. Totodată, potrivit celor de la minister, producătorii micro, mici și mijlocii vor primi subvenții din partea statului pentru stimularea accesării creditelor investiționale, ce nu va depăși valoarea de 1,5 milioane de lei pentru un beneficiar, cu excepția asociațiilor utilizatorilor de apă, pentru care plafonul nu va depăși valoarea de 3 milioane de lei. Alt regulament ce urmează să fie aprobat ține de subvenționarea sectorului zootehnic. Astfel, este o premieră când deținătorii de ferme vor beneficia nu doar de plăți directe per cap de animale, dar și per kilogram de lapte. Suplimentar, producătorii agricoli vor beneficia de subvenționarea accizei la motorină achiziționată începând cu data de 16 noiembrie 2022 în cuantum de 2.980 de lei per tonă pentru producătorii micro, mici și mijlocii și de 894 lei per tonă pentru producătorii mari. Pentru motorina utilizată în anul 2023, producătorii micro, mici și mijlocii vor primi subvenții în cuantum de 100% sau 3.248 de lei per tonă, iar întreprinderile agricole mari în cuantum de 30% sau 974,4 lei per tonă. Amintim că reprezentanții Asociației Forța Fermierilor au subliniat că autoritățile nu au ținut cont de propunerea conceptuală privind acordarea acestor subvenții doar agricultorilor micro, mici și mijlocii, cu excepția domeniului zootehniei, iar acesta va înrăutăți și mai mult situația fermierilor mici și mijlocii. Parlamentul European a prelungit cu un an măsura de liberalizare a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Inițiativa a fost susținută cu 577 de voturi pentru, 36 împotrivă și 18 abțineri, a anunțat europarlamentarul Siegfried Mureșan. Regulamentul prelungește cu un an măsura de suspendare a taxelor și a cotelor de import aplicabile produselor exportate din Republica Moldova către Uniunea Europeană. Prin votul de astăzi ne asigurăm că această nouă decizie este adoptată la timp, înainte de a expira decizia în vigoare de suspendare a taxelor de import, adică 24 iulie 2023. Vrem să oferim cât mai mult acces Republicii Moldova pe piața europeană în condițiile în care războiul din Ucraina a afectat puternic comerțul internațional al țării. Produsele moldovenești care erau exportate spre Est prin tranzitarea Ucrainei au rămas fără piață de desfacere. Potrivit oficialului, accesul pe piața europeană a ajutat semnificativ Republica Moldova în ultimul an. În ansamblu, exporturile din Moldova către UE au crescut de la 1,8 miliarde de euro în 2021 la 2,6 miliarde de euro în 2022. Tocmai din acest motiv, Mureșan consideră că trebuie o decizie pentru liberalizarea permanentă a comerțului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. La rândul său, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării a Republicii Moldova a menționat că încă un an, producătorii noștri vor exporta pe marea piață europeană prune, struguri și alte produse agricole moldovenești fără taxe vamale. Liberalizarea comerțului între Republica Moldova și Uniunea Europeană a avut deja un impact pozitiv asupra economiei moldovenești. Accesul la piața europeană cu o mai mare deschidere și posibilități comerciale a permis producătorilor moldoveni să-și promoveze și să-și vândă produsele într-un mediu competitiv. Prin prelungirea acestei măsuri, Uniunea Europeană continuă să demonstreze angajamentul și sprijinul său față de Republica Moldova. Ministerul Culturii gestionează ineficient patrimoniul și resursele financiare publice. Cel puțin aceasta susține reprezentanții Curții de Conturi, care la data de 7 iulie curent au examinat rezultatele auditului rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Culturii, încheiate la 31 decembrie 2022.
Pe parcursul anului trecut, 47,4% din totalul cheltuielilor raportate de către Ministerul Culturii, mai exact 207,9 milioane de lei, au fost efectuate pentru a acoperi subvențiile acordate instituțiilor teatral-concertistice. Valoarea subvențiilor este una substanțială, a concluzionat Curtea de Conturi, care a scos la iveală un șir de lacune. La rândul său, Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a menționat că există un nou regulament realizat de minister în acest sens, care va îmbunătăți situația la capitolul subvenționării instituțiilor din subordine. Regulamentul este deja elaborat, el în scurt timp va intra în discuții publice, suntem pe ultima sută de metri de ajustare a unor nuanțe, a unor momente mai specifice. Iarăși, sistemul moștenit prevedea principiul simplu: vă dăm cât avem, dar nu vă întrebăm ce faceți. Noi nu am făcut schimbări peste noapte, rapide și categorice, pentru a nu, în primul rând, pentru a nu dăuna. Forma de această subvenționare va fi diferită. Vor fi patru categorii, deci aparte pentru salarii și impozite, pentru salarii, aparte pentru serviciile comunale și cheltuielile organizaționale, aparte pentru investițiile capitale și aparte pentru investițiile în creație. O gestionare cu probleme a fost depistată de Curtea de Conturi și la capitolul păstrării și valorificării patrimoniului național. Potrivit misiunii de audit, patrimoniul gestionat la finele anului trecut de către Ministerul Culturii a constituit 1,1 miliarde de lei, sau cu 706,5 milioane de lei mai mult comparativ cu situația din 31 luna 12 a 2021. Opinia de audit contrară a fost determinată de deficiențele constatate la nivelul tuturor rapoartelor financiare, fiind afectat bilanțul contabil și veniturile cu circa 2 miliarde de lei și cheltuielile cu 9 milioane lei. Problemele identificate se datorează unui control intern managerial insuficient, deși au fost inițiate activități de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, nivelul de implementare a acestora este redus. Astfel, din 10 recomandări înaintate prin hotărârea Curții de Conturi numărul 42 din 29 iulie 2022, majoritatea cărora sunt reiterate încă din anul 2018, a fost executată o recomandare, parțial executate 2 recomandări, iar neexecutate 7 recomandări. Ministrul Culturii Sergiu Prodan, la rândul său, a comentat constatările din domeniul patrimoniului, menționând că în 30 de ani la aceste lacune nu s-a intervenit deloc. Actualmente însă Institutul Patrimoniului Cultural trece printr-o reorganizare și se va numi Institutul Patrimoniului Național, ceea ce va permite o mai bună monitorizare a patrimoniului din țara noastră. Ministrul a vorbit și despre recomandările venite din partea Curții de Conturi. Ministerul Culturii, chiar dacă, iată, în curând împlinim 2 ani, este un minister absolut nou și toate serviciile, toată funcționalitatea trebuia reinventată din nou și puse pe roate. Tot ce am făcut noi în acești 2 ani, și lista este mare, am reușit să nu dăm în bară. Tot ce am făcut este bine făcut și are perspectivă de dezvoltare. Ne dorim o viteză mai mare, categoric. Și deja am început să luăm această viteză, pentru că și statele Ministerului au crescut. Menționăm că Ministerul Culturii este organul central de specialitate al administrației publice, care asigură elaborarea, realizarea și monitorizarea politicilor guvernamentale în domeniile cultură, patrimoniu național și turism. Comerțul ilegal cu țigarete în Republica Moldova crește cu 4,5 puncte procentuale până la 11,9%. Comerțul ilegal cu țigarete în țara noastră a crescut cu 4,5 puncte procentuale față de a doua jumătate a anului 2022, de la 7,4 până la 11,9, relevă datele unui studiu recent, rezultatele căruia demonstrează o creștere a pieței negre de țigarete în toate regiunile țării.
Studiul a fost realizat de către una dintre cele mai mari companii de cercetare de piață din lume, IPSOS, în martie-aprilie 2023. Metodologie full-time la domiciliu. Au fost intervievați în total 1550 de fumători adulți cu vârsta cuprinsă între 19 și 64 de ani din sate și orașe, cu excepția regiunii transnistrene. Cea mai mare creștere s-a înregistrat în zona centrală a țării, unde comerțul ilicit cu produse din tutun s-a triplat, ajungând la 10,4%. În regiunea de nord a crescut de la 12 la 18,5%, iar în sud de la 10,1% la 12,1%. O creștere semnificativă a pieței negre s-a înregistrat în regiunile situate la granița cu România, de la 9% la 19,4%. Piața ilegală a produselor din tutun în zonele de frontieră cu Ucraina a ajuns la 19,1%. Principala sursă de comerț ilicit sunt țigările filtrate și nefiltrate de origine necunoscută sau care nu respectă licențele prevăzute de legislația națională. Anterior, în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune, liderul partidului CUB, Igor Munteanu, a declarat că anul trecut contrabanda cu țigări în Moldova a crescut de 5 ori. În replică, deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Radu Marian, și-a îndemnat colegul de platou să nu răspândească falsuri. Doar în anul 2022, din Republica Moldova s-au scos de 5 ori mai multe țigări de contrabandă decât în anii precedenți. Fals. Aceste informații au fost prezentate într-un raport Novatel. Foarte important să nu operăm cu falsuri în direct. Eu am deschis documentul pe care dumneavoastră face referire, Novel Research. Acest studiu, se referă la contrabanda din România și da. Apare și Moldova în studiu. Deci mai versus perioada precedentă, deci 4,4% din total, o scădere cu 5,8 puncte procentuale din total, deci o scădere de 50%. 50% față de perioada precedentă. Raportul la care eu fac trimitere este vorba de raportul pe contrabandă din anul 2022. Nu vorbesc de primele luni din anul 2023. Potrivit raportului publicat de IPSOS pe data de 10 iulie, studiul a fost comandat de cele mai mari companii de tutun de pe piața moldovenească. Taximetriștii ar putea fi obligați să ofere bonul de plată pentru fiecare călătorie. O inițiativă legislativă în acest sens a fost prezentată de către deputații PAS în cadrul unui briefing de presă. Totodată, potrivit proiectului, conducătorii de taxi ar putea fi scutiți de prezentarea fizică a actelor ce le confirmă capacitățile profesionale, acestea urmând să fie verificate după modelul permiselor de conducere. Proiectul de lege vine cu introducerea obligației deținătorilor de platforme și aplicații de comenzi de taxi să fie înregistrate juridic pe teritoriul Republicii Moldova și să pună spre utilizare aceste sisteme doar prin intermediul operatorilor de transport care prestează servicii de taxi. Astfel, aceste platforme vor fi responsabile fiscal pe teritoriul Republicii Moldova, iar un alt aspect foarte important sunt prețurile care vor fi dictate de piața noastră internă. Tabăra, în care la începutul săptămânii 30 de copii au fost diagnosticați cu salmonella, nu are tangențe cu Direcția Generală Educației Municipiului Chișinău. Precizarea aparține șefului adjunct al direcției, Andrei Păvaloi, și a fost făcută în cadrul ședinței săptămânale a serviciilor primăriei. Potrivit lui Păvăloi, reprezentanții primăriei s-au autosizat din presă și din rapoartele Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, iar tabăra de odihnă în care s-a produs intoxicația este o entitate privată de pe teritoriul municipiului Chișinău. Vreau să menționez faptul că astfel de activități organizate de către anumiți agenți economici nu sunt raportate către Direcția Generală Educației sau către alte structuri ale primăriei municipiului Chișinău și pe această cale vreau să atrag atenția părinților pentru a fi foarte atenți atunci când selectează tipuri de activități pentru copiii lor în perioada estivală.
Totodată, reprezentanții municipalității au precizat că copiii rămân internați la Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase, iar starea lor de sănătate este satisfăcătoare. În acest context, primarul general al capitalei, Ion Ceban, a rugat reprezentanții mass media să nu dea titluri tari care induc lumea în eroare. Se întâmplă după ce unele portaluri de știri și posturi TV ar fi dat vina pe primărie după ce s-a aflat de intoxicația în masă a copiilor. Mai mult, edilul a declarat că va acționa reprezentanții acestor instituții în instanțele de judecată pentru defăimare. Titlul, într-o tabără din Chișinău s-au intoxicat copiii. Era vorba despre o tabără privată, dar până s-a dus la cunoștință toată informația, a creat panică între toți părinții din taberele municipale. Nu fiți în goană după titluri tari. Până la urmă sunteți pentru a informa oamenii, nu pentru a educa. Și tare rog să fie pregătiți aceste sesizări pe acele surse media care luni intenționat au scris informații neadevărate, unde au implicat și numele meu personal. La rândul său, cei de la ANSA au precizat că apariția focarului de toxi-infecție este o cauză a irresponsabilității administrației fundației care deține tabăra. În urma neconformităților depistate, atât fundația cu pricina, cât și unitatea de alimentație publică care a asigurat alimentele și-au sistat temporar activitatea. De asemenea, au fost aplicate contravenții în conformitate cu normele legale. Urmează în continuare o scurtă pauză de publicitate, după care revenim în studio. Rămâneți cu ochii pe noi! Primăria Chișinău a majorat suma suportului financiar acordat cuplurilor longevive și persoanelor centenare care au viză de domiciliu pe teritoriul municipiului Chișinău. Astfel, soții care își vor aniversa nunta de aur sau vârstnicii care vor împlini un secol de la naștere vor primi din partea municipalității sume de bani mai mari decât se ofereau anterior. Începând cu 1 iulie, sumele au fost majorate semnificativ pentru cei care trăiesc în căsătorie 50 de ani și au acel jubileu frumos de 50 de ani de la căsătorie, primesc 5700 lei. Pentru aniversarea de 60 de ani trăiți împreună 7500 și pentru cei care trăiesc 70 de ani în căsătorie, suma este de 10.000 de lei pentru un cuplu. Și persoanele care au împlinit vârsta de 100 de ani și mai mult de la naștere vor beneficia de suportul financiar. Persoanele pe care îi omageiem cu 100 și mai mulți ani, la fel este oferită suma de 5.000 de lei pentru fiecare an, începând cu 100 de ani, respectiv cu anul acesta, de exemplu, am primit 100 de ani, respectiv la anul iarăși va primi 5.000 și tot așa mai departe. Deci pentru fiecare an centenar și mai mult se oferă 5.000 de lei. Cererile pentru beneficierea de suport financiar pot fi depuse la Primăria Municipiului Chișinău pe parcursul anului atunci când persoanele sau cuplurile împlinesc jubileul sau aniversarea respectivă. Cerințele pentru depunerea dosarului din partea cuplurilor longevive și persoanelor centenare sunt următoarele: să fie cetățeni ai Republicii Moldova cu viza de domiciliu în municipiul Chișinău și perioada de căsătorie a cuplurilor este neîntreruptă și dețin actele de stare civilă în original. Anterior, toate categoriile de cupluri longevive beneficiau de suport financiar în valoare de 1.000 de lei. Cât sunt în vacanță și micuții din capitală, nu pierd vremea în zadar, dar merg la o bibliotecă din Chișinău pentru a învăța cum pot deosebi materialul reciclabil de cel nereciclabil, fiind instruiți la modul practic despre cum să selecteze corect deșeurile în mod responsabil, dar și importanța selectării acestora. Astfel, tinerii au avut sarcina de a deveni ecoeroii Chișinăului prin modul în care vor contribui la reducerea volumului de deșeuri care ajung în mediu. Mai mulți tineri cu vârsta cuprinsă între 6 și 13 ani au pășit luni pragul bibliotecii Bogdan Petricei cu HD, filiala Ștefan cel Mare din sectorul botanic al capitalei. Micuților li s-a explicat în ce mod deșeurile pot fi reciclate. Bine, bine, bine. Și arătăm în containerul de culoare galben. Cine
poate să-mi spună, cum credeți, de ce sticla trebuie clătită și strivită bine? Cei mici au prins repede firul reciclării și sortării, fie că este vorba de plastic, hârtie sau sticlă. Tinerii s-au antrenat în acest sens la tomberoanele improvizate. Hai, vino, mai avem hârtie. Ia, ia. La plastic aș șibă galben, la hârtie șibă albastră, dar la măcar la cristale sau la sticle aș trebuie să fie la verde. De ce e important asta? Pentru dacă noi n-o să reciclăm, așa poate șibă o mare dezastre și poate șibă foarte probleme mari cu planeta noastră. A fost distractiv la această lecție, mai ales pentru că am învățat multe lucruri noi și am învățat cum să reciclăm, ce să reciclăm și am învățat multe lucruri interesante, ca de exemplu că sunt mai multe tipuri de plastic, că sunt mai multe feluri de coșuri de gunoi. Chiar trebuie să fim eroi și să reciclăm totul ca Chișinăul să fie o capitală eco. Am două sacoși acasă, unul negru și unul verde. Cel verde spun metalul, plasticul, cartonul și în cel negru spun, de exemplu, sticla de la ulei și deșeuri biodegradabile. Potrivit directorului Regia Autosalubritate, Igor Gârlea, în curicula școlară foarte puțin se vorbește despre sortarea deșeurilor și reciclarea acestora. Am început cu grădinițele. Perioada de vară, acum foarte mulți copii sunt la bibliotecile aceste municipale, care este o alternativă pentru grădinițe. Aici, respectiv, noi suntem prezenți, instruim și din toamnă ne propunem să o facem și în școli. Respectiv, tânăra generație să cunoască despre regulile de sortare, pentru ce asta de făcut, care este impactul și cum e corect să o facem. Gârlea ne-a mai spus că statisticile arată că în acest an la Chișinău a fost înregistrat un interes mai sporit pentru sortarea la sursă. Asta în special se vede în contextul închiderea ghienelor de gunoi de pe la Ciocana, cum este la Ciocana în special este 80% de tipul. Și în alte sectoare, camerele de gunoi din cadrul blocurilor pot fi închise doar cu acordul a 51% de locatari din acel bloc. Și respectiv ei vin la noi și spun că noi vrem să închidem acele ghiene de gunoi, nu atât din cauza că miroase urât, că din păcate acolo miroase urât, dar mai mult pentru ca să sortăm. Să avem posibilitatea să sortăm. Potrivit responsabililor întreprinderii de evacuare a deșeurilor, până în acest moment peste 500 de micuți au beneficiat de astfel de instruiri care fac parte din programul Provocarea Verii, ediția a 5-a cu genericul Chișinăul Oraș Verde, Oraș Eco, lansat de către Biblioteca Bogdan Petricei cu HD-ul. Continuăm ediția cu știri externe. Țările membre NATO au declarat la summitul Alianței de la Vilnius că Ucraina s-ar putea alătura Alianței militare atunci când aliații vor fi de acord și atunci când vor fi îndeplinite condițiile, dar nu au indicat niciun termen. În declarația Alianței se menționează necesitatea accelerării acestui proces, dar nu se dau limitări de timp. Membrii NATO continuă să nu fie de acord cu privire la procedurile pregătite pentru intrarea Ucrainei în organizație. În viitor, Ucraina va face parte din alianță, dar declarația oficială nu indică date precise. Am confirmat că Ucraina va deveni membra a NATO și am convenit să înlăturăm cerințele pentru un plan de acțiune pentru aderarea la NATO. Acest lucru va schimba calea aderării Ucrainei la NATO de la două etape la o singură etapă. De asemenea, am precizat că vom lansa o invitație Ucrainei de a se alătura NATO atunci când aliații vor fi de acord și condițiile vor fi îndeplinite. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost indignat de faptul că NATO nu a intenționat să ia decizii la summit. Potrivit acestuia, absența unui interval de timp pentru intrarea Ucrainei este fără precedent și absurdă. Cu toate acestea, Alianța a aprobat un program multianual de asistență militară pentru Kiev și crearea unui Consiliu Ucraina-NATO. Jens Stoltenberg, secretarul general al Alianței, a precizat că prima ședință a Consiliului va avea loc pe 12 iulie. În plus, există planuri de desfășurare a
unui contingent de 300.000 de militari. De asemenea, țările NATO au convenit asupra unor noi ținte pentru investițiile în apărare de cel puțin 2% din PIB. Participanții la summitul de la Vilnius au remarcat de asemenea că ambițiile Chinei provoacă interesele, securitatea și valorile NATO. Ca răspuns, misiunea diplomatică a RPC în UE a emis un comunicat în care spune că partea declarației privind China ignoră faptele de bază, distorsionează fără sens poziția și politica Chinei și discreditează în mod deliberat RPC. Între timp, Lituania, Letonia și Estonia s-au angajat să ofere NATO mai multe capacități de spațiu aerian și au convenit, de asemenea, să mărească cheltuielile pentru apărare. Țările baltice au invitat, de asemenea, membrii alianței să implementeze un model de apărare aeriană rotativă, punând la dispoziție propriile forțe și mijloace. Președintele american Joe Biden intenționează să vândă Turciei avioane de luptă F-16. Jake Sullivan, consilier pentru securitate națională al liderului american, a declarat la o conferință de presă la Vilnius că președintele Biden este încrezător că primirea acestor avioane de către Turcia este în interesul național atât al Statelor Unite cât și al NATO, scrie Politico. Potrivit publicației, membrii administrației prezidențiale americane au susținut vânzarea unui lot de avioane de vânătoare F-16. Cu toate acestea, Joe Biden nu poate aproba vânzarea avioanelor fără sprijinul principalelor republicani și democrați din comisiile de afaceri externe ale Senatului și ale Camerei Reprezentanților Congresului SUA. Senatorii s-au opus anterior trimiterii de avioane de luptă în Turcia, deoarece Ankara ar putea folosi avioanele F-16 împotriva aliaților NATO. Potrivit senatorului Bob Menendez, negocierile sunt acum în desfășurare între administrația Biden și Camera Reprezentanților cu privire la termenii și obligațiile în baza cărora Statele Unite vor fi de acord să vândă avioane de luptă Turciei și probabil se va găsi un numitor comun în curând. Turcia a trimis către SUA o cerere în octombrie 2021 pentru a cumpăra 40 de avioane noi F-16 în valoare de 20 de miliarde de dolari, precum și aproape 80 de kituri pentru a-și moderniza flota existentă. Atât oficialii turci cât și administrația Biden au respins orice sugestie conform căreia aprobarea Ankarei cu privire la intrarea Suediei în NATO are vreo legătură cu vânzarea de avioane de luptă. Anchetatorii germani au identificat urme de explozibili subacvatici în probele prelevate de pe iahtul, referitor la care anchetatorii bănuiesc ar fi putut fi folosit pentru a arunca în aer conductele de gaz Nord Stream. Despre aceasta scrie Reuters cu referire la scrisoarea Germaniei către Consiliul de Securitate al ONU. Germania, Suedia și Danemarca au trimis concluziile lor preliminare Consiliului de Securitate al ONU în ajunul întâlnirii convocate la inițiativa Rusiei. Țările constată că niciuna dintre investigațiile lor naționale nu a fost deocamdată finalizată și este încă dificil de prezis perioada de timp, deoarece natura acestor acte de sabotaj este fără precedent și investigațiile sunt foarte complexe. Scrisoarea mai notează că până în prezent nu există bariere în calea accesului la locurile de explozie, iar companiile asociate cu Nord Stream își desfășoară propriile investigații. Majoritatea detaliilor sunt menționate în capitolul referitor la ancheta germană, inclusiv iahtul suspect care ar fi fost folosit teoretic de saboturi. Anchetatorii au aflat că iahtul a fost închiriat în așa fel încât să se ascundă cine este adevăratul chiriaș. Dacă se afla persoana la bord, nu se știe deocamdată. De asemenea, nu se știe exact pe ce curs se mișca iahtul. Anchetatorii speculează că nava ar fi fost folosită pentru a transporta explozibilii care au fost ulterior utilizați pentru sabotaj, iar scafandrii instruiți ar fi putut plasa explozivii acolo unde conductele au fost avariate. Potrivit părții germane, deocamdată este imposibil să se stabilească în mod fiabil identitatea făptuiturilor și motivele acestora, în special dacă incidentul a fost organizat de vreun stat sau de către persoane asociate cu una dintre țări. Reprezentantul permanent al Rusiei la ONU, Vasili Nebenzia, la o reuniune a Consiliului de Securitate al Organizației Mondiale, a declarat că Rusia își rezervă dreptul de a investiga în mod independent sabotajul de la Nord Stream. Autoritățile nord-coreene au efectuat un alt test cu rachetă balistică intercontinentală de design propriu. Zborul rachetei a devenit cel mai lung din programul Coreei, relatează Reuters.
Racheta a căzut în Marea Japoniei după 74 de minute de zbor. Raza de acțiune aproximativă a fost de 1000 de kilometri, iar altitudinea maximă de 6000. Experții notează că traiectoria de zbor articulată a rachetei balistice implică o lansare verticală, care în cele din urmă reduce distanța până la ținta finală. Autoritățile japoneze au protestat deja în Fenian. Nu au fost raportate pagube ale navelor sau aeronavelor japoneze. Președintele sudcorean Yoon Suk-yeol al Consiliului Național de Securitate a promis că Fenian va răspunde pentru acest incident. Aceasta este a 12-a astfel de lansare din acest an și prima de la data de 15 iunie. Coreea de Nord a efectuat 37 de teste anul trecut. Doi dintre eventualii candidați pentru funcția de prim-ministru al Spaniei au susținut singura dezbatere televizată înaintea viitoarelor alegeri anticipate. Discuția dintre Pedro Sánchez și Alberto Núñez Feijóo a durat aproape 2 ore, timp în care premierul în exercițiu și liderul opoziției s-au acuzat reciproc de minciuni și fără de legi. Premierul socialist Pedro Sánchez a remarcat succesul economic al guvernului său, recunoscând totodată că nu este un politician perfect. Le spun poporului spaniol că nu sunt perfect și nu aspir să fiu. Am făcut greșeli, am avut un mandat foarte greu. Ne-am confruntat cu o pandemie, iar acum un război în pragul Europei. Dar știți ce vă voi spune, domnule Fabio? Sunt un politician curat și cinstit. Liderul Partidului Popular Conservator, Alberto Núñez Feijóo, care, potrivit sondajelor, va putea conduce țara doar cu sprijinul extremei drepte, a spus că rezultatul guvernului Sánchez este o serie de eșecuri și a făcut și el trimitere la conflictul din Ucraina. Nu îi voi spune domnului Zelenski că voi ajuta militar atunci când o parte a coaliției mele consideră că ar trebui să reducem cheltuielile militare. Nu am de gând să fac asta. Sunt un politician previzibil pro-european și pro-atlantic. Alegerile generale anticipate din Spania vor avea loc pe 23 iulie. Sondajele demonstrează că conservatorii sunt înaintea Partidului Socialist Muncitoresc aflat la guvernare. Pe aeroportul internațional al capitalei Somaliei, Mogadiscio, un avion mic de pasageri a fost nevoit să efectueze o aterizare forțată. În timpul aterizării, avionul a fost aruncat de pe pistă cu o viteză mare. Ulterior, s-a izbit de o barieră de beton și a rămas fără trenul de aterizare și o aripă. În cabină se aflau 30 de pasageri, precum și 4 membri ai echipajului. Mai multe persoane s-au ales cu răni ușoare, iar victime nu au fost înregistrate. Catedrala Notre-Dame, parțial distrusă de incendiu în 2019, va căpăta în curând un aspect familiar. În ajun, 3 cadre structurale de stejar au fost livrate capitalei Franței, cadre care vor susține acoperișul reconstruit. Elementele au fost create de maestri artizani într-un atelier la nord de Paris, folosind tehnici și unelte din Evul Mediu. Autoritățile franceze spun că întregul proiect de restaurare va fi finalizat până la sfârșitul anului 2024. Locuitorii din Vermont, un stat din nord-estul Statelor Unite, afectat de inundații istorice și catastrofale, au fost evacuați marți după ce orașul a fost înghițit de ape în urma ploilor torențiale, relatează Reuters. Cel puțin 7 persoane au murit, iar peste 100 de oameni au fost salvați din casele spălate de șuvoaie. Aceasta este capitala statului Montpellier. Aici apa a blocat multe drumuri care făceau conexiunea cu alte localități. Multe clădiri și magazine au fost de asemenea avariate. It was very horrible. A fost teribil. Am fost șocați când am ajuns acasă. Locuim pe acel deal. În timp ce urcam, râul ducea în jos bușteni uriași. Localnicii spun că sunt șocați de cât de repede creștea apa. Din fericire, cineva ne-a bătut la ușă și a spus că trebuie să mutăm mașina. Am avut timp să parcăm din nou. Iar ulterior, ajungând în centru, ne-am dat seama că apa e de neoprit. Nebunie curată. Nu am mai văzut aceasta până acum. Și proprietarii de magazine lichidează consecințele în urma inundațiilor. I'm crying. Plâng. Întregul meu magazin este cu susul în jos. Frigiderele sunt distruse. Elementele care se aflau la aproximativ un metru deasupra solului sunt acum pe podea. Frigiderele mici sunt cu susul în jos. Totul este distrus. O mare parte din nordul Statelor Unite, inclusiv părți din New York, Massachusetts și Connecticut, este afectată de ploi abundente de până la 200 de litri pe metru pătrat care au căzut în ultimele câteva zile. Și în timp ce capitala statului de nord se află sub apă, temperatura apei oceanului a urcat până la 32 de grade Celsius în Florida. Acestea au fost știrile, eu sunt Rodica Cravcenco, o seară frumoasă să aveți, urmăriți în continuare postul nostru de televiziune. La revedere!